Potrivit Ani, Iuliana Dosaru s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 octombrie 2020-17 iunie 2022, întrucât a deținut și exercitat simultan cu funcția de consilier județean și funcția de membru în Consiliul de Administrație al unei societăți comerciale de interes local. Nu este pentru prima dată când Dosaru se găsește în această situație. Agenția Națională de Integritate a considerat că aceasta s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 21 iunie 2012-23 septembrie 2013. Întrucât, simultan cu funcția de consilier județean, a deținut și funcția de membru în Consiliul de Administrație al unei societăți comerciale, înființată de către Consiliul Județean Prahova. La acel moment însă, Dosaru a contestat decizia, iar Curtea de Apel a decis să anuleze raportul de evaluare al ANI. În Consiliul Județean Prahova, Iuliana Dosaru face parte din Comisia pentru Sănătate, Protecție Socială, Protecția Mediului Înconjurător și Activități Sportive. Aceasta deține funcția de consilier județean din 2020.